Cota de TVA de 5% a fost extinsă pentru întreg sectorul de turism, pentru servicii, precum cazarea în regim hotelier sau al sectoarelor cu funcție similară, inclusiv închirierea terenurilor amenajate pentru camping. De asemenea, aceeași cotă redusă este dată și serviciilor de restaurant și catering, cu excepția băuturilor alcoolice, altele decât berea. Dar și bazele sportive, utilizate în scop turistic, beneficiază de această reducere de 5%. Această măsură a fost bine primită de industrie și sper că și hotelierii și ceilalți patroni din domeniu care beneficiază de această reducere de TVA semnificativă își vor organiza activitatea astfel încât această reducere de TVA să se simtă și în buzunarul consumatorului, consumatorului final, pentru că să nu uităm, principala noastră țintă și principala noastră preocupare, de altfel, este turismul și turistul român. Redevențele. O altă măsură care vine în întâmpinarea stimulării investițiilor în turismul balnear presupune eliminarea redevențelor pentru utilizarea apelor geotermale și apa minerală naturală utilizată pentru consumul publicului. Eliminarea redevenței va contribui la creșterea încasărilor pentru operatorii economici din domeniu, ceea ce se va traduce în investiții și dezvoltarea structurilor turistice. Într-un final, cei care vor beneficia de aceste măsuri vor fi tot turiștii, care vor avea parte de servicii de o calitate superioară, fără să fie nevoie de o creștere a tarifelor.